Bună ziua, domnilor și domnilor, și la mulți ani ne revedem din nou. Sunt Alexandra Cucu și vă invit la o nouă discuție aleși la raport. Invitatorul focus preț de la această oră este consilierul local municipal, domnul Dumitru Caragheorghe, liderul, de fapt, consilierilor USR din Consiliul Local Municipal. Bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! La mulți ani! Un an nou cu toate cele bune și cu multă sănătate! Vă mulțumim, vă mulțumesc, bănuiesc și cei care ne urmăresc. Și începem fiind rubrica aleși la raport cu întrebarea ce ați făcut pe parcursul anului trecut. Clasic, mai devreme a fost o colegă de-a dumneavoastră, tot consilier, dar de la PNL am avut aceeași întrebare. Ce ați făcut în mandatul de consilier de anul trecut? E o întrebare la care, dacă aș răspunde complet, probabil că toată emisiunea ar trebui să discutăm despre acest lucru. De altfel, există o normă legală prin care consilierii locali trebuie să depună și un raport anual la primărie, raport anual pe care eu l-am depus și poate fi accesat pe pagina primăriei municipiului Constanța. Acest raport pe care l-am întocmit eu l-am făcut sub forma unui jurnal. Un jurnal pe un an de zile. Da. Și vreau să spun că l-am făcut pe sub forma unui jurnal, astfel încât să pot să surprind toate trăirile pe care le-am avut de-a lungul acestui an, toate încercările noastre referitor la diverse proiecte pe care am vrut să le impunem în Consiliul Local, proiecte la care am participat cu dându-ne și noi votul și acceptul la ele, și toate disensiunile, toate discuțiile, toate elementele care au fost în acest an politic local, în anul 2021 în mod special. Deci, sintetizând, aș spune că pe de o parte este pentru prima dată când USR intră la guvernare locală, partidul fiind înființat în 2016 și ne mai participând cu alte ocazii la aceste alegeri. Deci, iată, este o premieră în Constanța faptul că USR este în Consiliul Local, nu doar că este, dar este și un element important. Având 9 consilieri locali, practic suntem o treime din Consiliul Local. O realizare foarte importantă. În urma acestei realizări electorale am reușit să capitalizăm. Am avut împreună cu PNL-ul, am putut să facem o colaborare și majoritate. O colaborare care să dea o majoritate în cadrul Consiliului Local calificată. Și, drept urmare, am reușit să avem unul dintre cei doi viceprimari să fie viceprimarul USR, prin intermediul căruia am avut acces mai facil și mai ușor la diferite informații, la diferite comunicări cu aparatul administrativ din primărie. Și am reușit, practic, poate că ne-a ajutat acest lucru să reușim să ne însușim mai multe chestiuni legate de administrație publică în acest an de zile, noi fiind, așa cum am spus, pentru prima dată în acest rol. Cu toate acestea a fost un an de adaptare, dar ne-am adaptat, zic eu, rapid din mers și am început să și lucrăm, să și implementăm proiecte și să discutăm. Acum, vorbind strict de ceea ce a făcut USR-ul în acest an de zile, sunt o serie de proiecte. Aș enumera printre ele proiectul de transparență prin care am reușit să impunem să se transmită live inclusiv ședințele de comisii de specialitate. Am reușit cu un efort în încercarea de a explica funcționarilor din aparatul administrativ să facem să fie transpuse pe site-ul primăriei și plățile primăriei să fie publice și să poată fi verificate printr-un simplu click. Am reușit să, după eforturi au început în perioada când nu eram în Consiliu, să trecem prin Consiliul Local să votăm bugetul participativ care va urma, acum el este votat în Consiliul Local și va urma pe parcurs să se și implementeze procedural și e o chestiune care vine în beneficiu constanțenilor. Am reușit, nu neapărat prin intermediul Consiliului Local, dar prin intermediul viceprimarului nostru și a implicării noastre să identificăm o clădire istorică în strada Mercur 10, de fapt, care a intrat în reabilitare, într-un proces de reabilitare cumva, și care, din punctul nostru de vedere și al colaboratorilor noștri, cel puțin la momentul discuției, este că trebuie să se transforme în spit și astfel vom reuși pe parcurs să eliminăm chiriile foarte mari care se plăteau până acum la... Este clădirea aparținând RAEDPP, regie care se află în subordinea Consiliului Local. Corect. Municipal.
clădire care va fi gata, când estimați că se mută efectiv? Cred că în 2023. În 2023, cred. Dar în acest moment erau practic două sedii mari SPIT, care, la care chiriile achitate acumulau undeva la 500.000 de euro pe an. În acest moment s-a renunțat la unul din ele, la cel de pe Sulmona, a rămas cel de pe Tomis. Iar cel de pe Sulmona, la care s-a renunțat, practic au fost relocați undeva la etajul 3 al molului de pe Ștefan cel Mare. Și bineînțeles, în același timp s-au găsit și spații de depozitare adecvate și conforme normelor în vigoare, astfel încât arhivele să fie păstrate cum trebuie. A rezultat o economie de cât? La nivelul, în acest moment, economia efectivă, dacă vorbim numai de chiria pentru sediile office, este o diferență de aproximativ 13-14.000 de euro pe lună. Pe lună. Pe lună, în acest moment. Cu tot cu mutatul acesta în mall. Adică da, 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 scăzând că... în mall, cred că este chiria undeva la 1500, s-ar putea să nu greșesc, mai bine spun cu aproximație, cred că în jur de 1500 de euro pe lună. Ok, mulțumesc pentru precizări, vă rog continuați cu Bun. Ce ați reușit să faceți. Am pus pe ordinea de zi a Consiliului Local criterii de selecție mai bune pentru cei care beneficiază de spații locative în cartierul Henri Coandă, la modul că acum nu mai pot să beneficieze cei care au cazier. În același timp am făcut criteriile în așa fel încât ele să fie permisibile pentru tinerii care ies din sistemul social de protecție, la momentul când ei devin majori, cumva ei să beneficieze de un punctaj maxim în clasante respective. Și iată, am schimbat cumva procedura acolo și spunem noi că teoretic trebuie să se întâmple aceste lucruri în ceea ce privește ceea ce am și votat în Consiliul Local. Am avut o contribuție, aș spune, iarăși cu mici năbădăi referitoare la un proiect care ar trebui să deruleze referitor la parcul tehnologic în Constanța, și anume a fost o cerere de transfer de teren de la Ministerul Apărării, de la Ministerul Afacerilor Interne, de fapt două terenuri, de unul de 17 hectare, unul de 14 hectare, către municipalitate. Cererea este în continuare în curs. Mă rog, înțeleg că între timp au apărut niște probleme la modul că respectivele terenuri nu sunt aliniate la un drum județean. Și din perspectiva asta ar părea că este o problemă. Ideea este că noi într-o primă fază ne-am opus pentru că proiectul se referea strict la crearea unui parc industrial cu investiții aparținând exclusiv primăriei. Iar noi am zis că acolo trebuie să existe un parc tehnologic industrial. Drept urmare am modificat proiectul și el a trecut ulterior fiind modificat de noi. Și e un proiect la care ținem și în momentul în care se va rezolva problema terenului ne vom implica cu adevărat pentru a genera plus valoare printr-un astfel de parc pentru oraș. Au fost proiectul, am trecut prin Consiliu proiectul cu copacii uscați care să se transforme în opere de artă prin colaborare cu tinerii de la Liceul de Artă și Facultatea de Artă din cadrul Universității Ovidius. Nu mai mi-aduc aminte acum, dar sunt și alte proiecte pe care le-am trecut prin Consiliul Local și care sunt am făcut la un moment dat și după cum bine știți, am aprobat în urmă cu o lună sau două, am aprobat în Consiliul Local o expropriere de teren în Tomis Nord. Noi am făcut fix același proiect în ianuarie 2021 pentru expropriere la Lupoaică. S-a pierdut pe undeva. Și nu a intrat, nu există, nu se votează, nu există niciun proiect în acest sens. Deși e scris pe preferatul de aprobare, e scris de domnul primar că asta se urmează să intre pe ordinea de zi a Consiliului Local cu respectarea procedurilor administrative, adică să treacă prin pârghiile departamentelor administrative care aveau în atribuții verificarea acestora. Nu s-a mai întâmplat nimic, s-a pierdut pe drum. Dar iată că a venit finalul de an și ne-am găsit în fața unui proiect, ce să vezi, identic cu proiectul nostru, care aici, iată, aici s-a putut.
repet, la momentul când am făcut noi proiectul acela și la Lupoaică, stadiul săpăturilor sau fundații, cum vreți să-i spunem, era fix la fel cum este în Tomislor în momentul acesta. Dar între timp este o dita mai construcție la Lupoaică. Sunt chiar două construcții, sunt acolo, două de trei terenuri, de fapt, acolo. Da. Chiar asta voiam, următorul pas era să comentez că sunteți la guvernare locală, sunteți în această coaliție, colaborare cu PNL, dar nu sunteți. Adică dumneavoastră anunțați în campanie și ulterior că inițiați demersuri, că insistați pentru crearea unor noi parcuri, care nu apar nici ca sub formă de proiect pe ordinea de zi a Consiliului Local. De ce se întâmplă asta? Da, sunt două componente. Pe de o parte, faptul că suntem într-o situație cumva anacronică, la modul că pe de o parte suntem într-o colaborare la guvernare locală, sau așa zisă colaborare, sau între, teoretic ar trebui să fie o colaborare între parteneri egali, care în realitate nu prea rezultă din ceea ce se întâmplă. Iar pe de altă parte suntem în același timp și vocea critică sau opoziția reală în oraș în acest moment. Adică e poate să putem fi acuzați că e o struță cămilă din acest punct de vedere, dar asta este situația în care ne aflăm. Adică suntem până la urmă, eu, să o spun sub formă de glumă, putem fi considerați opoziție constructivă sau putere destructivă. Nu știu, glumesc. E o formulă cumva specială la acest moment și suntem în această ipostază. Ne-am dorit să nu se întâmple acest lucru, ne-am dorit ca lucrurile să fie normale, să fie un parteneriat bazat pe încredere și, pe poziții egale. Și revenind la a doua parte a întrebării dumneavoastră legate de situația parcurilor, iată că inclusiv într-o conferință de presă pe care am avut-o astăzi, am tras un semnal de alarmă că nu am fost încă consultați vis-a-vis de bugetul pentru anul 2024 și că noi ne dorim ca în acest buget să fie incluse proiectele noastre din programul de guvernare, care de altfel au fost prinse ulterior și în armonizarea celor două organizații, proiectului celor două organizații. Și aici am menționat deja vreo patru parcuri și nu mă refer la parcurile care sunt vehiculate în presă în acest moment vis-a-vis de parcuri prin exteriorul orașului, mă refer la parc în Faleză Nord, parc în Inel 2, parc în Compozitori și parc în Palas. Sunt parcuri, părculețe mai micuțe, nu sunt cele grandioase care sunt pomenite de către administrații în acest moment în zona extraurbană, să-i spun, ca să nu-i zic altfel. Și ce aș putea să spun? Până în acest moment s-a încheiat un an. Nu s-a... Păi de ce? Actuala administrație, adică sigur că stați de vorbă cu cei de la PNL, nu? Ce v-au spus? Nu sunt bune proiectele dumneavoastră, sunt proaste, sunt probleme cu terenurile identificate de dumneavoastră. De ce nu intră pe ordinea de zi aceste proiecte de, de înființare a acelor parcuri pe care le tot pomeniți de anul trecut? Da, noi între timp am depus acum, recent, în urmă cu două săptămâni, cred că am depus proiectul pentru amenajarea parcului din Faleză Nord. Parcul din Inel 2 vom face același demers și îl vom depune. E adevărat că știu și colegii liberali, le-am transmis că vom face aceste lucruri. Parcul din Inel 2 nu l-am depus pentru simplul motiv că respectiva zonă face parte dintr-un proiect de regenerare urbană a acelui cartier pe fonduri europene, dar asta nu ne va opri pentru că vedem și noi cât se întârzie pe astfel de chestiuni și nu cred că ne vom opri și vom da drumul la proiect pentru a se întâmpla lucrurile mai repede acolo. Deci, în principiu, să zicem, din punctul nostru de vedere, dacă la Faleză Nord, într-o primă fază, am întâmpinat rețineri vis-a-vis de amplasarea unui parc acolo și au fost diverse discuții în contradictoriu, au existat și astfel de lucruri. Altfel, la Compozitori, spre exemplu, terenul pe care l-am identificat, au fost probleme de identificare a proprietarilor la terenul respectiv. Iar în Palas e un teren cumva imediat la intrare în oraș și acolo urmează să vedem, încă nu am făcut mai multe diligențe vis-a-vis de asta. Să vedeți al cui este terenul. În Compozitori ați identificat persoana, vă gândiți la expropriere? Da, poate fi luată în calcul și o astfel de
ipoteză. Problema acolo la compozitorii a fost că nu erau identificați proprietarii de câțiva ani. Înțeleg că nu apăreau nici la spit. Între timp se pare că poliția locală a identificat niște proprietari. Urmează să vedem și noi zilele acestea, să vedem exact să aveți datele, să avem datele complete și clare. Da, dar când vorbim despre astfel de lucruri la parcuri, cumva, nu știu, o să depășesc sfera întrebării dumneavoastră, că ați adus în discuție partea de expropriere, nu neapărat expropriere, aici poate fi vorba și de achiziții, dacă se pune problema vânzării terenului respectiv. Și iată, mă duc cumva acum într-o zonă culturală, pentru că tot am vorbit de bugetul 2022 și nu vorbesc despre exproprieri, ci vorbim despre achiziții. Sunt în momentul ăsta, știm foarte bine, Cultura Constanțeană este la pământ și există două clădiri de tradiție sau reprezentative pentru patrimoniul orașului în acest moment, care chiar sunt scoase la vânzare. Ele sunt într-o stare cumva degradată și deplorabilă, dar cel puțin una dintre ele destul de mult. Mă refer aici la Hanul Balcan, pe Ștefan cel Mare, zonă care intră în regenerare urbană, mă rog, pe proiect, da, pe fonduri europene, și acel edificiu este scos la vânzare de către proprietari și el se poate transforma într-un hub cultural foarte ușor, la fel cum este și Casa d'Italia, care este scoasă de statul italian la vânzare. Și la fel cred eu că există, orașul acesta are potențialul de a recupera două clădiri emblematice și a le pune în valoare pe partea de cultură, unde ducem lipsă de proiecte. Și ce sumă credeți că ar fi o socoteală ați făcut? Ele fiind scoase la vânzare? Da, eu știu prețurile cu care sunt scoase la vânzare. Bani ar trebui să dea municipalitatea aici, pentru a aici le-a municipalitatea, ca să facă un astfel de lucru, ar trebui să facă și demersuri de a solicita niște rapoarte de valoare a respectivelor, că numai în baza unor astfel de documente se poate trece mai departe și aproba în Consiliul Local cu un proiect pentru ceea ce se va întâmpla acolo în cadrul acelui spațiu, adică numai în astfel de condiții se poate trece mai departe. Eu nu aș pune acum cu cât se vând respectivele, sunt niște prețuri care, din punctul meu de vedere, pot fi negociate, că sunt prețuri în piața liberă și pot fi discutate condițiile. Hai să vorbim totuși, care sunt sumele, să vedem. E mult. Păi nu știu, din ce am văzut eu pe mesajele oficiale în preță, la Hanul Balcan cred că era undeva în jur de 700 de mii de euro, mă refer. Iar Casa d'Italia cred că era undeva în 500 de mii de euro, cred. Deci cam astea erau ce am văzut eu ultima dată pe... Și sunt, e mult, e puțin, bugetul Constanței și permite astfel de achiziții, astfel eu de cred că orașul Constanța nu își permite să nu aibă cultură și nu își permite să stea într-un marasm cultural continuu fără niciun fel de investiție în astfel de spații care să genereze cumva creativitatea oamenilor pe care îi atragi în astfel de spații și să transformi spațiile respective în plus valoare culturală, care la rândul ei dau un avânt și altor domenii conexe. Mi-ați spus că doreați înființarea de parcuri. Eu v-am întrebat ce v-au spus cei de la PNL. Haideți să vă întreb mai direct. Aveți comunicare cu cei de la PNL? Desigur, comunicarea există la modul... Și rezultate? Sunt și rezultate, au fost și rezultate, nu putem spune că n-au fost și rezultate, au fost și situații în care nu ne-am înțeles. Deci există deschidere comunicațională. Faptul că ne întâlnim și discutăm nu înseamnă că se și transpune la un moment dat în concret. Unele se transpun, unele nu. Încercăm să găsim soluții de foarte multe ori, să cădem la pace pe diverse aspecte. Da, vă simțiți cumva, nu știu, pe locul 2, în inferioritate, tratați cumva... Din perspectivă comunicațională, pe relația dintre consilieri, nu simțim, nu rețin chestia asta. Nici colegii nu ne tratează ca consilieri de mâna a doua, nici noi nu tratăm colegii liberali. Suntem într-o relație bună, din punctul ăsta de vedere, cu consilierii. Și atunci unde intervine problema? Păi, la decizia finală, de cele mai multe ori, adică la decizia finală referitoare la dacă se susține în continuare un proiect legat de o discuție pe care o ducem sau nu se susține. Deci cam acolo intervine când se ia decizia finală. Și cine influențează această decizie finală? Păi, pot să,
poate, decizia finală poate să fie influențat de ceea ce este în spatele consilierilor, aparatul organizației respective. La noi, la USR, spre exemplu, mai puțin la noi să spunem că influențează, la ei se pare că e o componentă mai importantă care poate să influențeze, să zicem, dorința reală a consilierilor liberali. Adică influențează cine? Le spune cine de la partid, măi, până la urmă nu mergeți pe acest proiect cu cei de la USR? Liderii formațiunii, la moment președinții, vicepreședinții, cei care sunt în, nu știu cum se numește, biroul permanent, nu știu dacă în biroul județean, poate în cel municipal, n-aș putea spune exact cine, domnul primar la rândul lui are și dânsul funcție în cadrul organizațiilor de conducere a PNL, deci iată, sunt mai multe pârghii importante care la un moment dat pot să ducă o decizie pe un alt făgaș față de cel care a fost discutat. Credeți că acum, în contextul politic actual, va evolua cumva relația PNL spre PSD? Vor apela mai mult la consilierii PSD? Vor avea discuții cu ei și nu cu dumneavoastră? Din punctul nostru de vedere, noi nu ne opunem. În politică se face politică, trebuie să faci politică cu oricine. E adevărat că noi sunt, poate noi la USR suntem mai refractari din a face politică cu oricine, din perspectiva asta. La PNL mai puțin dispoziția asta de a spune nu. Păi aveți viceprimar și de aceea vă întreb că există această... Da, avem, dar în același timp noi nu facem cu forța, adică prin viceprimarul nostru în poziția respectivă este dat de structura electorală, structura votului de la alegerile locale. Deci 9 consilierii locali practic s-au transpus în poziția unui viceprimar. Dacă se dorește ca noi să nu mai fim acolo, nu au decât să facă ce au de făcut, demersurile necesare pentru a Să vedem dacă le iese numărul de voturi. Da, până la urmă nu e niciun fel de problemă. Adică nu stăm în loc de chestia asta. Să vedem dacă le iese numărul de voturi, ce strategii pot să fac. Adică se poate întâmpla. Deci nu ar fi o surpriză să se întâmple. Adică noi nu pornim de la premisa că nu se poate, dar niciodată să nu spui nu. Corect. Să revenim la chestiunile legate de administrație și dacă tot vorbeam mai devreme despre parcuri, să vorbim puțin și despre spațiile verzi, despre acea discuție, ba să aibă asociațiile de proprietari în grijă zonele verzi din jurul blocurilor, ba să plătim 50 de lei de persoană, care, având în vedere istoricul acesta din vară cu spațiile verzi lăsate neîngrijite, nu mi se pare corect, mie personal. Acum spuneți-mi dumneavoastră cum vedeți lucrurile, care este abordarea. Da, este această taxă de 50 de lei pe spațiu verde, a fost una din cele 5 amendamente ale noastre la regulamentul de taxe și impozite pe anul 2022, și a generat și un mic circ în ultima ședință de Consiliul Local legat de acest aspect, dar este mai puțin important acest lucru. Ideea este că, din punctul nostru de vedere, este o taxă inechitabilă, abuzivă și chiar nelegală. Pe care nu vom plăti pentru că nu a trecut. A fost, nu o să intru în detalii, dar nu a trecut... Nu a trecut taxa respectivă. Ea a explicat, domnul primar a explicat de ce e nevoie de această taxă, dar este irelevant din punctul nostru de vedere. Nu există niciun alt oraș care să impună o astfel de taxă pentru astfel de lucruri. Și în al doilea rând, nu știu, legat de regulamentul de gospodărirea spațiilor verzi, încă din start, de altfel știți că noi am atras atenția imediat după ce s-au întâmplat acele lucruri în spațiul public în care un funcționar de la primărie s-a îndreptat împotriva asociațiilor de proprietari cu notificări în vederea impunerii să aibă grijă de spațiile verzi din jurul blocului mai mult, inclusiv de să amenajeze structuri pentru preluarea deșeurilor în vecinătatea blocurilor.
acele prevederi erau ilegale, nu aveau ce să caute asociațiile de proprietari în acea enumerare la persoane juridice, pentru că ei se supun unor alte legi naționale. Noi am exemplificat la acel moment și am și convocat o ședință extraordinară în care PNL și PSD s-au raliat și ne-au ridiculizat demersul spunând... Și nu aveau dreptate. Nu aveau dreptate, chestiune care, iată, între timp a apărut și prefectul cu opinia dânsului, opinia instituției, care este fix identică cu argumentele raportului nostru de aprobare vis-a-vis de proiectul propus pentru eliminarea acelor clauze din regulamentul de gospodărire. Aici, în spațiul public, o să fac o paranteză. În spațiul public am fost acuzați de multe ori în ultimele luni, doar de câte ori am ieșit cu acest lucru, dar iată că se întâmplă și de data mai recentă, din partea PSD-ului și a altor oameni care au fost și ei prin Consiliul Local din independenți sau, mă rog, ok, am fost acuzați că suntem ipocriți, că am votat în martie acest regulament și că, vezi, Doamne, ne-am trezit după aia că vrem să-l modificăm. Nu, greșit. Acest regulament și aceste clauze de la regulament, am spus-o în repetate rânduri și o spun din nou, există din 2013. Este un regulament aprobat de administrația PSD din 2013 și care a fost de timp de 10 ani, aproape 10 ani de zile, 8-9 ani de zile, a fost același regulament care nu a generat niciun fel de problemă pentru că nimeni nu s-a apucat să pună în aplicare clauzele din acel regulament. În martie 2021, nouă ni s-a prezentat proiectul ca fiind același regulament la care se fac mici modificări de adaptare a unor clauze la legislația națională. Ei, ce să vezi, nu erau toate clauzele adaptate. Noi n-ai cum să cunoști toate chestiunile astea când ți se prezintă. Deci, repet, nu era un regulament nou, era pur și simplu o adaptare. Regulamentul și clauzele respective erau din 2013. Deci cine ne acuză pe noi că suntem ipocriți, că noi am votat un regulament? Nu, noi am votat niște adaptări la legislația națională, atâta tot. Regulamentul este din 2013, deci HCL 77 nu a făcut decât să adapteze niște norme din acest regulament la norme naționale. Dar din 2013 și până acum n-a venit nimeni cu biciu și să-i amenințe să amenințe pe asociațiile de proprietari că dacă nu fac și nu dreg... Nimeni nu s-a folosit de acele clauze. Acum, în 2020, a venit un personaj care s-a apucat să pună în aplicare acele clauze care existau și înainte. Nu era că nu existau. Deci cine spune că, vezi, Doamne, noi suntem ipocriți, ar trebui să se uite în oglindă înainte să spună chestia asta. Ok, în regulă. Am totuși, legat de reacția prefecturii, să nu uit să vă întreb chestia asta, nu a venit cam târziu? Da, aici e o altă discuție. Aici e o altă discuție legată de relația dintre Consiliul Local și aparatul administrației publice și mai exact Secretariatul General și al faptului că noi am solicitat în repetate rânduri să ni se comunice care este stadiul unor răspunsuri din partea prefecturii vis-a-vis de anumite proiecte și ba, prima dată am fost trimiși la plimbare cu un răspuns total la Napoda, ba, ni s-a pus ulterior la... ni s-au răspuns cu vreo... că sunt doar vreo 3-4 astfel de situații, ulterior s-a revenit și, de fapt, stai că sunt mai multe situații, adică un talmeș balmeș din care aflăm până la urmă că sunt foarte multe răspunsuri date de prefectură, care în mod normal trebuie să incube două chestiuni. Unul la mână, ele trebuie aduse la cunoștința Consiliului Local și nu sunt aduse la cunoștința Consiliului Local. Doi la mână, deci noi am făcut adresă și nu ni s-au spus, deși ele trebuie din start. Vine instituția prefectului și spune că un proiect de hotărâre al Consiliului Local nu este ok, trebuie să anunți Consiliul Local. Și doi la mână, există și niște termene pe care tot instituția prefectului vede că până la o anumită dată. Se pare că și astfel de termene sunt depășite în acest moment și din această până la o anumită dată trebuie să ce? Să fiți anunțați? Sau da, să da, fie da. Revocat, nu, să fim anunțați și să se ia măsurile în consecință. Tocmai de aceea noi am mai făcut o sesizare către instituția prefectului, cred că în urmă cu 2-3 săptămâni am depus-o, nu mai știu exact, în privința unor astfel de abordări din partea Secretariatului General la modul că nu sunt... Răspunsurile de ce nu vă vin dumneavoastră? Așa trebuie să fie. Asta e procedura, se transmite Secretariatului General în care se specifică aceste cum să le spun, că am făcut, nu sunt avize de legalitate, este o analiză de conformitate a
proiectelor de hotărâre la legislație. Și atunci aceste avize, să le zic avize, ele se menționează în ele că ele trebuie aduse la cunoștința Consiliului Local în anumit termen. Cine nu vi le aduce la cunoștință? Secretarul general, am spus. Cu nume și prenume, doamna Călina, adică. Mirabela. Da. Da. Ok. Da, este surprinzător că știu că dânsa ar trebui să se ocupe tocmai deci exact de chestiunile acestea și să verifice hotărârile pe care sunt inițiate, dacă sunt în regulă. Legat de doamnă, că bine că am ajuns aici cu discuția, lămuriți-mă și pe mine că am puncte de vedere contradictorii. Dânsa are în sarcini, în grijă, dacă știți, să verifice ce activitatea arhitectului șef și să-i transmită... Bă, mă gândesc că vă gândiți la o anumită speță pe care nu o cunosc, cu siguranță... Vă întreb la modul general. Autorizații, habar n-am, ce face domnul arhitect? Este la modul general. Dar nu știu dacă... Nu cred că are... nu știu să vă zic. Adică nu cunosc speța și nici nu am documentat-o să văd dacă are în atribuție așa ceva. Nu cred. Nu cred că... Și nici nu știu, repet, nu știu despre ce e vorba. Era la modul general cu actele emise, cu documentele pregătite de arhitect. Probabil a pus niște piedici domnului arhitect șef la acest moment vis-a-vis de anumite documentații. Nu știu, eram curioasă dacă așa funcționează lucrurile. Una peste alta, la nivel de comunicare, să vă transmită dumneavoastră ce are de transmis, este clar că nu... nu aveți cea mai bună nu relație, că asta nu dar nu e vorba de relație, vorba de profesionalism și de a-ți face să-ți respecti atribuțiile și sarcinile locului de muncă, despre asta este vorba, nu despre relație. Cum bine știți, am mai pe lângă ședința din vară, am mai convocat o ședință extraordinară legată de regulamentul din peninsulă. Da. Și acolo convocasem ședință extraordinară și ne-a pus niște piedici de am ajuns să o convocăm, deși trebuia să o convocăm peste 3 zile, ne-a forțat să o convocăm a doua zi, pentru că fără să-și dea seama de ce face, încercând să ne pună piedici, am convocat-o mai repede după aia. Înțelegeți? Cam așa... Păi, da, chestiunile acestea adunate nu vă conduc pe dumneavoastră la vreo reacție, măsură? Păi ce facem? Facem. Deci iată, am depus încă o nouă sesizare, am depus. Adică noi ce putem face? Adică facem ceea ce putem face din punct de vedere al documentării acestor aspecte ca să se poată la un moment dat să se ajungă să ia niște măsuri în această privință. A fost și concurs, a fost concurs public în urmă cu 3 săptămâni, cam așa, cred că a fost pentru poziția respectivă. Înțeleg că au fost doi participanți la concurs, doamna Mirabela și încă un participant. Domn din hol. Da, nimeni nu a luat nota prevăzută de lege, domnul respectiv a luat o notă mai mare decât doamna. Acum, mai departe, concluziile să le tragă cei urmează care... să fie reluată. Da, urmează să fie reluat, dar totuși, adică să ai un concurs la care îți participă secretarul în funcție și mai vine și vine cineva din afară și ia notă mai mare decât secretarul pe care îl ai în funcție. E... Da, cineva din alt județ care... Da, din alt județ, da. S-a pregătit mai temeinic și a luat bibliografia în brațe și a învățat mai bine. Vedem cum se rezolvă și cum veți colabora și de acum înainte. Trecem la partea de zona peninsulară, de asemenea menționată anterior. Ce facem? Cât mai așteptăm să vedem până la urmă în ce sens se modifică și dacă mulțumește pe toată lumea regulamentul de acces în zona peninsulară? În acest moment e blocat în instanță regulamentul. Noi, demersul nostru a fost respins din nou de PNL și PSD, după cum bine știți. Practic, există între timp, a lucrat și acea comisie. Da, păi asta așteptam să-mi spuneți că se lucrează, că doamna care a fost mai devreme doamna consilieră de la PNL mi-a spus că se lucrează la acest... În liniște la acest regulament, având în vedere că... Nu vreau să o contrazic. Da, se lucrează, dar aș zice s-a lucrat, de fapt, că s-a lucrat până la un moment dat într-un grup comun, colegii liberali, colegii noștri și reprezentanții aparatului.
Dar după trei ședințe la care, după care teoretic nu se concluzionase ceva, a apărut în spațiu public un draft de regulament propus, care urmează să fie propus în dezbatere, care nu avea nimic în comun cu ce se discutați, dar mă rog, erau chestiuni care nu fuseseră nici de cum agreate în cadrul acelei ședințe referitor la regulamentul peninsulei, iar anumite lucruri chiar nu fuseseră, nici măcar nu mai fuseseră prevăzute sau prinse. Credeți că cineva a lucrat în paralel din primărie la, la modificarea regulamentului și a apărut cu el în dezbatere acum în spațiu public, dacă spuneți că nu are legătură? Da, dar vedeți că aici este iarăși o chestiune de comunicare, că asta se pare că este cea mai mare problemă a administrației actuale, comunicarea la toate capitolele, adică că e vorba de comunicare cu presa, că e vorba de comunicare cu cetățenii, că e vorba de comunicare cu Consiliul Local, că e vorba de în toate direcțiile, se pare că asta este o problemă destul de mare la care trebuie să lucreze și să-și, ce să zic eu, să-și îmbunătățească, să... Vă las pe dumneavoastră, eu mă abțin anul acesta. Să restarteze modul de a vedea lucrurile dacă se dorește cu adevărat să se facă niște lucruri cum trebuie și agreate și în urma unor consultări reale, în urma unor dezbateri reale, nu așa numai prin impunerea de voință a unei persoane fizice sau unui grup mic de persoane fizice. Adică nu așa funcționează lucrurile niciun sau mă rog, pot să funcționeze, dar nu pot să ducă la rezultate bune pe termen scurt sau mediu. Și ați analizat propunerea aceasta care a apărut așa brusc în spațiu public? Este bună? Este proastă? Nu, evident. Ce modificări trebuie făcute? Da, păi noi am discutat chestiunile astea și între noi și cu colegii liberali, cumva cam agreasem cam ce trebuie făcut vis-a-vis de regulament. Asta repet, după ce într-o primă fază ne-au dat împreună cu PSD-ul, ne-au blocat inițiativa de suspendare pe 6 luni, cred că cerusem suspendarea regulamentului pentru a avea timp să revenim cu un alt proiect de regulament care să fie supus dezbaterii publice și să fie aprobat ulterior. Ce să zic, se lucrează, ca să repet, să o parafrazez pe colega care a fost mai devreme, se lucrează. Da, dacă este un nou proiect, adică un nou draft în care a apărut public, ce se mai lucrează? Păi va fi impus trebuie să fie supus dezbaterii, trebuie să fie supus dezbaterii publice și trebuie să se țină cont din nou și iar se ajunge la vot în Consiliul Local, nu dacă se ajunge un nou proiect și dacă nu avem un agrement, ce să fac? Iarăși PNL PSD o să voteze un proiect aiurea. Ce se întâmplă? Vor fi din nou oamenii nemulțumiți, știu. Iar o să fie oamenii nemulțumiți, cu siguranță. Noi credem că semnalele de alarmă au fost trase. Atât, bine, acum nu știm exact nici motivația instanței, că nu a fost făcută publică referitor la suspendarea actualului regulament. Știm doar că a fost executorie și într-o primă, în prima instanță. Acum suntem curioși să vedem și noi care era motivarea și... vom vedea. La acest moment, cert este că acum regulamentul este suspendat în acest moment. Știți ce nu înțeleg eu? Eu nu înțeleg o lipsă asta de, nu știu, de comunicare sau, mă rog, dumneavoastră cu consilierii PNL discutați, dar la nivel de primar, de primărie, ceva nu e în regulă. Că se plângeau și colegii dumneavoastră că foarte greu obțin informații de la primărie. De ce așa? N-ați vorbit niciodată cu primarul? Domnul primar, haideți să stabilim niște reguli de bun simț. Am stabilit de foarte multe ori, am vorbit, am stabilit anumite lucruri, nu se întâmplă, multe lucruri nu se întâmplă. Am tot vorbit și nu se întâmplă. N-aveți o explicație? Nu. Că eu tot încerc să-mi explic de ce. Nu pot să-mi explic de ce se întâmplă lucrurile astea. O constructivă ar fi să existe... Da. O colaborare și un dialog. Da, noi ne-am arătat deschiderea permanent pentru dialog în contextul în care se dă dovadă și de respect pentru partenerul de dialog, adică să nu fim tratați ca, știți, era expresia aceea cu oia mici. Exista pe la începutul acestui mandat expresia să vorbim și cu oia mici sau ce mai vor și oia mici. Adică USR. Da.
Și ăia mici vreau să cred că se referea la media de vârstă, vreau să cred că se referea, sau, deși acum și ceilalți colegi și de la PSD și de la PNL, nu aș putea să spun că neapărat la noi e media de vârstă mai scăzută decât la ceilalți, dar na, era discuția asta. Și vreau să cred că nu e vorba despre asta și noi deschiderea ne-am arătat-o, ne arătăm în continuare deschiderea la dialog fără niciun fel de problemă, dar din păcate nu există acest dialog, nu suntem consultați, nu ni se răspunde la, nu ni se răspunde la hârtii. Adică, în continuare sunteți ei amici, domnule Caragheorghe. În viziunea celor care, nu știu, asta se întâmpla acum un an de zile, poate că între timp suntem mai răi, sau nu știu în ce ne-am transformat între timp. V-ați luat informațiile, ați solicitat detalii referitoare la faptul că Spitalul de Boli Infecțioase în continuare este închis? Da, aici iarăși e aceeași situație. La început, imediat după tragicul eveniment, am zis că nu, să lăsăm un pic să se așeze lucrurile și că nu are sens să ne apucăm la momentul ăla să începem să căutăm vinovați și să dăm cutunul în dreapta și în stânga. Am lăsat un pic să se calmeze lucrurile, după care am făcut niște demersuri logice de a solicita informații referitoare la, pentru că este în subordinea Consiliului Local Spitalul de Boli Infecțioase, și am cerut raportul de evaluare al managerului la acel moment, raportul comisiei de evaluare, și atunci a fost iarăși, a fost și în presă la momentul respectiv, asta s-a întâmplat, cred că pe la jumătatea lunii octombrie, cred că s-a întâmplat lucrul acesta, și a fost un mini-circ cu situația aceea, practic nu ni s-a răspuns la acest demers al nostru, ulterior acolo s-a numit o echipă, iarăși domnul primar cu echipa dânsului, au numit niște oameni, o echipă, a mai adus pe cineva în aparatul administrativ care se ocupe de spital, a numit un consilier să aibă în atribuții efectiv să urmărească situația de la spital. Cert e că am crezut că lucrurile poate se mișcă, deși noi nu aveam acces la informații atunci, și am crezut că se mișcă. Mai mult decât atât, au apărut în presă și diverse termene. Că urmează, date de administrație, că urmează la 15 decembrie spitalul se deschide. Noi n-am așteptat data de 15 decembrie, am depus, cred că la începutul lunii decembrie sau sfârșitul lunii noiembrie, nu mai știu exact, dar cu aproximație acolo, am depus iarăși niște cereri în care solicitam diverse documente care să ne certifice că lucrurile se întâmplă și că urmează să aflăm și noi că într-adevăr la 15 decembrie urmează să se deschidă spitalul. Ce să vezi, n-am primit răspuns nici la acele adrese pe care le-am trimis către administrație și la 15 decembrie nu s-a deschis niciun spital. Au apărut diverse informații în spațiul public referitor la ce se întâmplă acolo și am decis să luăm taurul de coarne și să intrăm în pâine, să vedem și noi, să luăm pulsul și să vedem ce se întâmplă. Și am descălecat la spital, cred că toți consilierii, probabil că unul lipsea din motive întemeiate, așa, ne-am dus și cu parlamentari, am văzut situația la locul cu pricina, am vorbit cu oamenii, ne-am tras concluziile noastre. Care sunt concluziile? Concluziile noastre sunt acelea că toată afacerea asta a fost manageriată defectuos din punctul nostru de vedere, că nu s-au reușit, și aici nu vreau să politizez, că aici nu e vorba despre politică, aici e vorba despre un spital de care avem nevoie, orașul are nevoie urgentă să fie pus în funcțiune și e vorba că toate elementele care puteau să lucreze în așa fel încât să-și pună tot ce este esențial la contribuție ca acest spital să fie pus cât mai repede în funcțiune, trebuiau să colaboreze de la domnul primar, la administrația dânsului, la echipa dânsului, la Consiliul Local, la parlamentari, la ministere și tot aparatul care, la parlament, care dacă există diverse prevederi legislative care împiedică anumite lucruri, anumite avize, modificăm legile, că despre asta e vorba, adică dacă ai politică când vrei să pui pe picioare
o chestiune esențială pentru comunitate, te folosești de toate pârghiile, nu mai există, adică nu cred că există un partid care să zică nu, să stea spitalul închis, nu există așa ceva. Păi atunci... ni s-a oferit o explicație, ar fi se întârzie din cauza lucrărilor extrem de complexe și a faptului că s-a constatat că există probleme la rezistență. Păi care da, nu se știau de când... Păi asta că... Deci, ce împiedică acolo să se... Când ați fost dumneavoastră la spital, se lucra? Nu se lucra. Erau, mă rog, erau când era 2-3 asta? Muncitori. Asta a fost în urmă cu o săptămână, cu aproximanții. Păi, am avut, ni s-au dat asigurări că acolo e armata de oameni care muncește. Nu, niciun caz nu erau armata de oameni. Cred că erau 3-4 muncitori pe scaun, cred că am văzut. Practic, parterul este cel care a fost afectat de incendiu și atenție că incendiul respectiv nu a fost neapărat un incendiu de amploare. A fost un incendiu, dar nu de amploare, adică eu nu văd cum acel incendiu ar fi afectat structura de rezistență a clădirii. Nu sunt specialist, mă gândesc că structura de rezistență a clădirii este afectată de vechimea clădirii și faptul că ea este, da, este veche. E veche și că probabil că pe parcursul întreținerii ei nu a fost întreținută corespunzător sau că nu s-au făcut anumite demersuri. Păi, dar dacă... aveați cunoștință de așa ceva? Păi, nu aveam cunoștință de așa ceva pentru că nu am primit nici raport de activitate de management, n-am primit nimic când am solicitat. Păi, eu mi-aduc aminte că fostul manager, de exemplu, a primit maxim la evaluare, nu? A, asta e totul altceva. Evaluarea care a făcut-o comisia de evaluare, care nu e niciun consilier în comisia respectivă. Nu e niciun consilier local, din câte știu eu. Adică, cel puțin USR sigur nu e în comisia respectivă și cred că nici un altul. Cred că comisia respectivă e formată din membrii aparatului administrativ, din membrii de la spital, dacă nu cumva și cineva dintr-o instituție subordonată ministerului. Cred, ceva de genul ăsta. Nu știu exact din cine. Să revenim atunci la cum ce ați găsit în spital. Erau, nu se muncea, erau 3-4 muncitori? Am găsit că există secții care... Sunt reparate, era dat varul, era reparat, era în regulă. Era, deci, repet, parterul este clar că în momentul ăsta nu poate fi pus în funcțiune. În schimb, ce este deasupra parterului, adică sunt 2-3 etaje, inclusiv laboratorul care este tot la parter, dar este cumva despărțit de aripa asta de la incendiu, sunt bine mersi, adică ele sunt funcționale as we speak, adică ele ar putea funcționa acum, în momentul ăsta, dacă s-ar da aviz de la diferitele instituții care nu au dat aviz. Dar parterul afectat, repet, era dat cu var pe acolo, erau montate la loc prize și așa mai departe? Nu, acolo unde a fost incendiul jos, acolo nu se, acolo este încă la mod șantier, să zic așa, deși nu erau muncitori, e la mod șantier. În schimb, au fost intervenții pe etajele superioare. Și ce adică... le lipsește să fie reluată funcționarea? Păi, acolo rapoarte de expertiză care se întârzie sau... Cel puțin, acum înțeleg că pe 12 ianuarie urma să se dea raport de odată un raport de expertiză, după aia și un raport al arhitectului, dar sunt foarte mari întârzieri și sunt aceste avize, sunt trei mari avize care trebuie date acolo pentru ca spitalul să devină funcțional. În ordinea importanței, cred că sunt inspectoratul ISU, cred că primul, inspectoratul în construcții și DSP-ul. Ne-am dus și la DSP după ce am fost la spital ca să vedem care este situația și am găsit și acolo la DSP se cunoștea problema la modul destul de, adică destul de în detaliu și profund, foarte bine se cunoștea problema spitalului. Și bineînțeles DSP-ul nu poate să dea avizul pentru că nu poate să dea fără avizul ISU. Deci la practic este, aici sau? Este la ISU sau parlamentarii noștri au depus deja adrese către ISU. Deci dacă DSP-ul, să zicem, este ultima verigă pe în aliantul acordării de avize, la ISU par să fie diferite chestiuni de legalitate în ceea ce privește
avizul, care avizul din punctul meu de vedere poate să fie și un aviz parțial, dar se pare că sunt anumite prevederi care nu permit să se dea avizul decât pe întreaga clădire. Și înțelegeți ce spun? Și atunci cumva toate lucrurile astea ar trebui să fie cunoscute, mă gândesc, nu cunosc, că nu știu, n-am făcut parte din Consiliul. Da, cred că următorul pas al nostru, pentru că nu vom primi răspunsuri clare, pare rău, nu vom primi răspunsuri clare de la primărie, va fi să întrebăm la ISU Dobrogea, pentru că, sincer, răspunsurile, eu una nu mai am încredere în explicațiile unor persoane care au legătură cu administrația locală, pentru că nu mai am încredere pe acest subiect. Pe acest subiect, în condițiile în care ni s-au tot oferit termene care nu au fost respectate. Ideea este că, între timp, cred că săptămâna trecută am văzut și pe domnul ministru al Sănătății, afirmând că vine la Constanța în cursul acestei săptămâni, dacă nu cumva chiar azi. Și asta mă face să cred că are cunoștință de situația dramatică de la Constanța vis-a-vis de spitalul de boli infecțioase și a faptului că trebuie toate instituțiile astea interconectate cumva și să se înțeleagă că trebuie să făcut ceva ca spitalul să se pună în funcțiune. Nu se poate să stai și să ai niște situații anacronice de gen, înțeleg că au venit la un moment dat muncitori, au dat cu varul la o sală și după 2-3 săptămâni trebuie să vină să dea găuri în pereți ca să facă instalația legală, ca aceea și e treabă de Dorel într-un univers kafkian din ăsta în care se fac lucrurile de andoasele în continuare. Noi, parlamentarii noștri, au depus, v-am spus, și către ISU adrese. În același timp au făcut demersuri și pe lângă ministere, inclusiv la primul ministru. Și înțeleg că ministrul Ciucă a și dat un răspuns că are cunoștință de situație și că la modul imperativ va încerca să găsească o soluție împreună cu Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale, pentru că este implicat și Ministerul Apărării Naționale vis-a-vis de spitalul modular de pe stadionul Portul și anumite chestiuni de interconectare cu laboratorul. Sunt niște chestiuni complexe care toate aceste lucruri, dacă nu sunt puse cap la cap și aceste instituții nu colucrează, acesta este motivul pentru care acolo nu se reușește să se găsească o soluție astfel încât să avem un spital funcțional. În schimb, ce vestea bună, să-i spun așa, în contextul în care suntem în debutul, dacă nu cumva deja am depășit debutul valului 5 pandemic, vestea bună e că la DSP, doamna directoare, ne-a dat asigurări că s-au luat toate măsurile posibile să nu fie probleme de lipsă spații pentru îngrijire afectați de pacienți COVID. Da. Mă refer la COVID, strict la COVID. Da, da, la da. Modul că s-au luat măsuri de punere în funcțiune și întreținerea spațiilor de la Cernavodă, Hârșova, Megidia și chiar Mangalia. Adică sunt în acest moment, din punctul ăsta de vedere, suntem acoperiți. Asta e vestea bună, să spun așa. Dar, sperăm că așa. Dar, repet, asta nu e o scuză pentru spitalul de boli infecțioase să nu fie dat în funcțiune, pentru că acolo avem probleme. Există secția HIV, există diverse alte secții care trebuie să funcționeze, pentru că acei bolnavi nu mai au parte de tratament, ci numai de consultări în momentul acesta. Consultații, scuze. Da. Și ne mai gândim că vom avea un spital nou, dar noi nu suntem în stare să refacem și să repunem în funcțiune acest spital de boli infecțioase. Poate nu mai e bună clădirea, dar faceți, fraților, măcar trageți concluzia că nu mai este corespunzătoare și faceți alta. E atât de simplu, e simplu, dacă ar exista voință. Să revenim puțin la partea de spații verzi, că omitem să discutăm legat de întreținerea lor, de acea poveste de astă vară care ne-a lăsat cu bălării de 2 metri, cu acea firmă, cu rezilierea. Da. Ați spus dumneavoastră, ați început să vorbiți despre acest subiect în conferință, dar nu ați intrat în detalii, am să vă rog acum să intrați în detalii. Desigur. Cu toții cunoaștem povestea contractului cu vechea firmă, vechea actuală, așa schimbat denumirea între timp.
Cred că s-a încheiat contractul în 2001-2003, nu mai știu exact când s-a încheiat. A fost încheiat pe perioadă nedeterminată, dar lucrul acesta contează mai puțin. Nu vreau să intru în detalii legate de acest aspect. Ideea este că, având în vedere această condiție de clauză nedeterminată, a rămas acolo și o clauză de denunțare, de posibilitate de denunțare unilaterală a acestui contract. În contextul venirii la guvernare, a schimbării administrației actuale, dar și într-un context mai vechi al unor disensiuni între reprezentanții acestei firme și chiar și vechea administrație legată de tarifele practicate în noile contexte economice, să spunem așa. Repet, s-a schimbat și administrația, a venit o nouă administrație, nu știm exact cine cu cine a discutat din partea firmei respective și din partea administrației, bănuiesc că domnul primar cu echipa de o parte și reprezentanții acelei firme pe de altă parte. Nu cunosc, personal. Nu știu, da, ok. Se pare că n-au ajuns la nicio concluzie. Drept urmare, luna februarie, respectiva firmă a denunțat unilateral contractul. Moment în care orașul a rămas cumva descoperit în ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi. Lucru pe care l-au resimțit toți constanțenii pentru 3-4 luni, în special din primăvară și începutul verii până în iunie, l-au resimțit cu toții, au văzut ce s-a întâmplat, orașul a devenit o junglă, o șerpărie. Cred că după 4 luni cu aproximație, bine, între timp s-au luat niște măsuri de a se interveni asupra spațiilor verzi prin confort urban, dar n-aveau cum să facă față, era evident. Care, că și Constanțeni, inclusiv dumneavoastră, l-a cosit iarba și da, am făcut și treaba aceasta. Ce vreau să spun este că după aproximativ 4 luni de la momentul denunțării unilaterale, respectivele părți s-au așezat din nou la masă, iar nu am cunoștință cine s-a așezat la masă și au ajuns probabil la o concluzie. Drept urmare, au făcut o tranzacție extrajudiciară prin care, ce să vezi, contractul parcă nu a fost denunțat niciodată și continuă presările de servicii din este partea... Legal? Păi noi am făcut asta, spuneam, asta am anunțat în conferința de presă, am făcut o sesizare către instituția prefectului vis-a-vis de potențiala ilegalitate a acestui demers, prin faptul că, pe de o parte, dați explicația așa cum... Nu. Adică nu în termen din aceea, să poate fi și mai... Nu, deci un astfel de, dacă contractul a încetat prin denunțare unilaterală, el este încetat. Dacă și reluarea nu trebuie Păi ar fi trebuit să fie aprobat în Consiliul Local. Consiliul Local nu știe absolut nimic despre acest lucru. E ca și cum contractul nu a încetat niciodată. Și din această perspectivă înțeleg că atul lor sau argumentul este că această societate nu și-a notificat acționariatul vis-a-vis de denunțarea unilaterală, dar acest aspect nu este prevăzut nicăieri în statutul firmei sau în... Au găsit o chichiță, să înțeleg, o portiță ca să spună că de fapt nu a fost încetat acest contract. Da, dar el, din punctul nostru de vedere, este încetat, adică dacă a fost denunțat unilateral, este încetat. A fost încetat. Anunțat public. De domnul primar pe pagina dumneavoastră de Facebook. Iar tot ceea ce spunem noi este că această operație, așa zisă operațiune extrajudiciară, nu poate să fie legală, adică o astfel de situație nu poate să treacă decât prin Consiliul Local, nu poate fi evitat Consiliul Local, ori lucrurile astea s-a întâmplat, Consiliul Local a fost sărit din schemă în toată această poveste. Și sunt mai multe chestiuni care, practic, s-a interzis concurența loială între diversi alți întreprinzători care ar fi putut să vină să participe la o licitație, să participe la o licitație organizată de primărie în contextul în care acel contract nu mai era valabil. Adică sunt și alte chestiuni care incubă pe parcurs din această procedură. Și atunci noi am depus. Aveam cu noi sesizarea, că trebuie să o semnăm cu toți consilierii. Și în cursul zilei de astăzi, dacă nu cumva mâine cel târziu, depunem sesizarea către instituția prefectului. Să ne țineți la curent cu răspunsul când îl veți primi din partea
prefectului. Am să vă rog acum să ne spuneți următorii pași de viitor, proiectele, ce intenționat, am înțeles, veți susține în continuare parcurile, veți susține în continuare să dispară acele construcții, de fapt, din zona Lupoaică sau deja acum este prea târziu? Dacă mă întrebați pe mine, ieri aseară am văzut o știre la televizor. Eu am locuit la un moment dat 6 ani în Ploiești, într-o perioadă a vieții mele, și cunosc Ploieștiul bine, că am stat 6 ani de zile acolo. Și ieri am văzut o știre la Ploiești că un bloc de locuințe din centrul Ploieștiului, de lângă catedrala, cred că Sfinții Petre și Pavel se numește, catedrala, blocul acela cu 7 etaje, cu vreo 3 scări lung, a fost făcut în perioada comunismului, cumva alterând catedrala, vizibilitatea catedralei. Și acum este un proiect în Consiliul Local la Ploiești de expropiere și demolare a blocului pentru a transforma toată zona respectivă, să o regenereze urban. Și au făcut și un sondaj în publicul ploieștean, am înțeles că 74% sunt pentru demolarea acelui bloc ca să se ok. E adevărat că locatarii de acolo nu erau ok, dar în același timp există soluții de care să-i facă, adică să fie... Se vor da despăgubiri, posibilitatea de relocare și adică toate le va fi... în astfel de situații le se pune oamenilor totul la dispoziție ca să nu resimtă chestiunea care se întâmplă. Adică există toate mecanismele care pot să funcționeze în această chestiune. Ei, și am văzut această, și am zis, ia uite mă, nu numai în America se poate, sau uite că și în România sunt unii care se gândesc să facă chestia asta. Numai la noi, ce să vezi, nu se poate. Și de asta spun eu că... E adevărat că acum e cam târziu, că la una... Asta vă întrebam, veți continua, veți insista pe acest subiect sau acum e prea târziu și... Vom lua și pulsul cetățenilor și al comunității, să vedem. Adică din punctul nostru de vedere este o cicatrice pe obrazul orașului ce s-a întâmplat acolo la Lupoaică din punctul nostru de vedere. Dar acum știți cum e, există atâtea priorități în acest moment încât s-ar putea la un moment dat să ne spună constanțenii că mai lăsați-ne cu aia că avem nevoie avem altele pe cap, nu avem treaba respectivă și să nu... Da. Pe de altă parte, ce s-a întâmplat acolo nu este ok, categoric, acolo este o cicatrice, sunt elemente de patrimoniu, vestigii antice, nu mai vorbesc de ce s-a întâmplat cu... camioane plecate cu vestigii în afara orașului și cum bine știți ce s-a întâmplat la momentul... S-a încheiat povestea aceea, n-a fost cu probleme până... Da, nicio problemă. Nici nu se găseau, obiecte de patrimoniu în molozul din dus în câmp. Ok, următoarele proiecte, ce veți mai susține în acest an? Așa cum am spus, important este să inserăm în bugetul pe acest an diverse proiecte la nivel de studii de fezabilitate sau documentații care să permită administrației să parcurgă pașii în demararea lor. Și vorbim aici, ați spus deja, de parcuri. Vorbim despre parcări. Am și depus 2 proiecte de parcări în urmă cu o lună pentru parcări. Aici vorbim de parcări etajate pe structură metalică. Am depus proiect pentru zona Tomis Nord și pentru zona Faleză Nord, urmând să mai continuăm, dar în același timp ele trebuie bugetate. Vorbim despre selectarea colectivă, proiect despre inițierea unui proiect pilot de selectare colectivă a deșeurilor cu sisteme automate subterane privind acest aspect. Există la Mangalia, există, adică ele și-au dovedit cumva utilitatea. Aici, mă rog, dacă trebuie să existe și o documentație care să spună că e nevoie de acest proiect să se facă, dar să fie bugetat. Perdea forestieră în proximitatea centurii A4, în de-a lungul terenurilor care aparțin municipalității. Aici, să zicem că e un proiect în derulare în zona veteran, dar noi ne dorim să fie orașul înconjurat de o perdea verde și autostrada. Știți cum e, vedeți autostrăzile astea în Occident când treci și au copaci, păduri în apropierea lor. Și la noi cumva e o zonă stearpă și cumva poate fi creat un coridor din acesta verde în jurul orașului. Problema pasajului dintre kilometru 4-5 și poarta 6, unde trebuie făcute demersuri și să se rezolve odată, nu neapărat cu un pasaj
suprateran, dar poate fi și la nivel terestru, să se rezolve odată, pentru că acolo este... Intrați aici peste colegii dumneavoastră de la PNL, lăsați-i să se ocupe de, de subiect. Ultima dată când am vorbit cu ei chestia asta, ne-au zis, păi e subiectul nostru, Doamne ajută, să ne că subiectul vostru îl avem scris cu negru pe alb și la noi e în program. La partea de parcări, haideți să... Cred că sunt de ajuns deocamdată să se întâmple. La partea de parcări, că într-adevăr dungile pe asfalt nu reprezintă parcări construite. Parcările acestea pe schelet metalic despre care îmi spuneați, Tomiș, Faleză Nord, este la stadiu de studiu. De studiu. Da, ele au fost studii, au fost prinse și în anul 2021. Dar nu numai pe parcări, ci pe alte proiecte pe care le-am salutat la momentul când am văzut bugetul că erau prinse. Și doar că pe parcursul anului, la diverse rectificări bugetare, ele ieșeau din... se scoate aia, se scoate aia, se duce... Deocamdată, răspunsul era că nu au cum să intre în acest an prin diverse motive, din diverse motive, că, nu știu... Diverse cauze, la fiecare erau tot timpul la alte argumente. Că se deschise șantiere în tot orașul și nu se mai termină. De respectivele proiecte erau diverse argumente și că urmează ulterior să se reia. Și atunci cam asta se întâmpla și inclusiv și parcările, cred că au trecut prin aceeași situație. Să sperăm că se va rezolva cât mai repede, pentru că, sincer, chiar am crezut în aceste promisiuni electorale. Cel puțin, nu știu, dumneavoastră bănuiesc că ați citit și ce au promis cei de la PNL. Nu, eu știu că, normal că am citit, mai ales pe programul organizat în protocolul nostru de colaborare, el conține elemente din ambele programe, cumva noi ne-am asigurat că sunt cam toate elementele noastre acolo și la fel și colegii liberali s-au asigurat de același lucru. Și considerăm noi că acele proiecte sunt ceea ce s-a promis electoratului și că trebuie să ne ținem de ele. Acum să vii și să clamezi public că ai încheiat acum un contract pe fonduri europene pe un proiect pe care l-a inițiat de la zero. Știți, cunoașteți declarațiile astea din partea administrației legate de termoficare și rețele de transport. Da. Păi este de-a dreptul copilăre sau cred că... cum adică au fost inițiate de actuala administrație de la zero? Acum nu vreau să arog merite vechii administrații, dar în luna ianuarie anului 2021 noi am votat în Consiliul Local studiul de fezabilitate pentru prima etapă din rețelele. Să știți că și doamna Mihaela Andrei, anterior prezentă în studioul Focus Press, a spus că nu erau documentațiile pregătite, doar s-a vorbit despre proiect și că le-au făcut de la zero dumneavoastră. Dacă luăm proiectul din ianuarie 2021 care a fost votat și e public, e pe primărie și se răsfoiesc documentele de acolo, veți vedea că documentele sunt cu date din 2020 dinainte, din vechea administrație. Înțelegeți? Deci nu, ce proiect porni de la zero? Mai mult, dacă luați declarațiile lui Decebal Păgădău din 2019, începând cu ce are de gând să facă și cum face, că va urmează... Poate nu erau bune hârtiile și le-au refăcut. Da, și le-au refăcut. Poate, ce să spun. Ok, dacă vrem să fim naivi și să credem chestiile astea, atunci să spunem că este un proiect luat de la zero. Atunci înseamnă eu că, primarul și primăria, doamna consilier, mint? Eu ce spun este că trebuie să ne focusăm pe proiectele pe care noi le-am promis electoratului, iar proiectele vechi trebuie duse mai departe, trebuie să recunoaștem și meritele celor care s-au ocupat de ele în măsura în care acele proiecte sunt ok, pentru că din punctul meu de vedere unele proiecte sunt bune, altele nu sunt bune, da? Și aici noi am și declarat public treaba asta, spre exemplu, la aceste proiecte pe fonduri europene mă refer. Proiectul de regenerare a străzii Ștefan cel Mare, din punctul nostru de vedere, nu e un proiect ideal, e un proiect care nu rezolvă problema degradării social-economice a acelei situații și ar fi trebuit venit cu niște chestii suplimentare la el. Proiectul stadionului nu e pe fonduri europene, e pe fonduri CNI. Am spus din start că nu e ok în zona respectivă, că trebuie făcut un stadion în afara orașului. Ce să vezi, s-a continuat proiectul a vechii administrații. Mai mult, dacă nu interveneam noi să spunem că este aberant, că este un stadion mic
și că nu face cinste orașului, nu mai erau chemați. Abia după intervenția noastră au fost chemați cei de la Tuzul de Pezabilitate, dar au venit și au mai mărit capacitatea cu 3.000 de locuri și au făcut și pistă de atletiți, că nu avea nici pistă de atletiți, ce să vezi, proiectul respectiv. Că era pur și simplu, dați drumul, le luăm de la zero, dați-le drumul la toate, că le luăm de la zero pe toate. Înțelegi? Așa era, asta înseamnă luat de la zero. Și, a fost elegant și ați evitat să răspundeți la întrebare, dar ați punctat care proiecte au fost preluate, ce probleme ați sesizat dumneavoastră referitor la aceste proiecte și ce modificări au fost aduse și, concluzionând, n-am să repet întrebarea, vă las că înțeleg că vreți să păstrați o relație decentă cu colegii. Cum apreciați administrația? Cum apreciați activitatea, mai exact, de până acum a administrației actuale? Bună, rea, se putea mai bine? Cum o caracteriză? Cu siguranță, eu aș caracteriza vis-a-vis de așteptările pe care le-am avut. Da, vis-a-vis de așteptările pe care le-am avut, mă trece un sentiment de frustrare vis-a-vis de faptul că știu că s-ar fi putut face lucruri. Știu că s-ar fi putut face lucruri mai bune, mai ok, știu că în colaborare cu oamenii, adică ținând cont de opinia lor, într-o comunicare continuă între noi, cu toți factorii care sunt implicați, fără a avea diverse chestiuni de împărțit între noi, adică sunt convins că se puteau face lucruri mai multe, mai bune și în beneficiul constanțenilor. Sperăm că nu este timpul scurs în continuare și deși s-au făcut destul de multe greșeli de-a lungul acestui an, s-au făcut și lucruri bune, dar puteau să fie numai lucruri bune din punctul meu de vedere. Aș fi vrut să fie ok, aș fi vrut să sper că vom avea o renaștere a orașului. E complicat. E complicat în acest moment. Da, unii oameni sunt dezamăgiți și de dumneavoastră, de USR. Da. Spun că doar criticați și nu faceți nimic. Da, noi nu suntem în administrație. Administrația este Chițac. Primăria a câștigat-o domnul Virgil Chițac. Noi am pierdut alegerile. Lumea trebuie să știe asta. USR a pierdut alegerile în municipiul Constanța. Dacă USR, dacă constanțenii nu s-ar fi lăsat păcăliți, și mă refer la modul general acum, nu spun de modul cum s-a pus problema, pentru că tot minciuni s-au folosit și în campania electorală. Ieșiți la vot și votați util cu noi, pentru că altfel nu scăpați de PSD. Ei, ce să vezi? Lupta nu era între PNL și PSD, lupta era între PNL și USR, în mod real, în municipiul Constanța. Și eu am foarte mulți cunoscuți care au votat actuala conducere a orașului în dorința lor disperată de a scăpa de PSD, crezând minciunile proliferate în spațiul public. La fel și acum, să vii să reproșezi USR-ului că ești vinovat. De ce e vinovat USR-ul? Că a pierdut alegerile? Că a trebuit să facă ceva și să rămână? Că da, ok, am pierdut alegerile la un scor foarte apropiat și am fost sus. Am fost nevoit să intrăm într-o guvernare locală prin prisma rezultatelor alegerilor și prin prisma ceea ce s-a întâmplat la nivel național, dar pârghiile acestei colaborări locale nu au fost în mâna noastră. Mai mult decât atât, această guvernare locală, în mod normal, trebuia să fie bazată pe, așa cum am spus, pe un reciprocitate și un respect reciproc între cele două componente, chestiune care nu s-a întâmplat, nu a existat treaba asta, nu suntem parteneri egali în această colaborare și câte vreme nu suntem parteneri egali și loiali, atunci de ce trebuie să fim niște câini de servici sau ce trebuie să fim? Trebuie să stăm în banca noastră, păi ori suntem egali, ori dacă nu suntem egali, atunci putem să ne exprimăm și critic vis-a-vis de, că nu este o alianță, este o colaborare. Da. Da. V-ați dezvăluit puțin, v-am lăsat. Da. Bun, dar chiar că ați menționat alegerile și că ați pierdut și că ați avut un candidat bun. Bun, foarte bun, nu bun. V-am parafrazat, da? USR are candidat pentru primărie Constanța în 2024? Cu siguranță va avea candidat pentru primărie în anul 2024.
Nu e o decizie luată la acest moment, sunt simple discuții, dar cu siguranță vom... Domnul Caragheorghe, m-ar ajuta să vă văd că vă uitați la mine, că ați brusc, nu v-ați mai uitat la mine la... Care sunt numele vehiculate sau, mă rog, numele discutate? Nu, varianta principală nu se pune pentru nimeni. Varianta principală este în continuare domnul Stelian Ion pentru această, așa, dar nu este, e prematur să vorbim acum, în acest moment. Varianta principală, o repet, este vectorul nostru de imagine pe care îl recunoaște toată lumea, este fostul ministru al justiției, este Stelian Ion și desigur că există și alte soluții, dar este principalul, în acest moment, principalul candidat. Am înțeles. Să știți că vă așteptăm și altă dată pentru discuții despre administrație și proiecte și ce se întâmplă și unde se împotmolesc lucrurile sau dacă au început să meargă lucrurile. Dar nu încheiem înainte de a vă întreba ceva legat și din bucătăria, să-i spun așa, internă a USR Constanța, pentru că au ieșit discuții. Sigur, desigur. Și mă voi referi aici la faptul că urmează să aveți un nou consilier județean în CJC, este vorba despre? Gilda Valentina Lazar. Așa, care nu mai era în USR. Cum e posibil? Ați reprimit-o pentru a putea ajunge în consiliu? Da. E firesc, e legal, e normal, e... Da. Deci... Înainte de orice vreau să spun că doamna Gilda Lazar nu are nimeni ce să-i reproșeze absolut nimic vis-a-vis de activitatea dânsei în cadrul organizației noastre. Absolut nimeni nu are ceva să-i reproșeze. A fost o persoană și implicată și activă și, și un profesionist desăvârșit în tot ceea ce a întreprins alături de colegi. Tocmai de aceea ea a fost aleasă la momentul candidaturilor noastre interne pe lista de consilier județean și a, cred că a fost prima sublinie pe lista la vot pentru consiliul județean. Deci pe de o parte doamna Gilda Lazar a fost votată de colegi intern în partid, pe de altă parte a fost votată și de constanțeni, sau mă rog, din județ constanțeni, mă refer la județ și constanțeni din municipiu și din tot județul. Păi dacă îmi pleci, pierzi locul acela, nu? Când biroul electoral, sau mă rog, reprezentanții Consiliului Județean, când ei au o listă aprobată de către tribunal, da? De la biroul electoral ajuns la tribunal, a fost aprobată lista și la momentul în care cineva își depune demisia din funcția respectivă, din punct de vedere legal, singurul aspect care intervine este acela de a notifica partidul dacă următorul membru pe listă este membru al partidului. Da? Doamna Gilda Lazar a avut o perioadă în care a decis să ia o pauză, să zicem așa, de la partid, o perioadă de 2-3 luni. Noi am rămas în contact permanent cu dânsa, adică nu e ca și cum ne-am certat sau am avut astfel de chestiuni. Discuțiile cu dânsa de a se reîntoarce în partid existau și dinainte. S-a reîntors, cred că la începutul lunii decembrie sau sfârșitul lunii noiembrie, nu mai știu exact când s-a reîntors prin, la biroul, la filiala locală a municipiului Constanța. Și a redevenit membru al partidului. Deci, de ce și-ar fi pierdut? Unde scrie în lege că și-a pierdut aceste drepturi? Nu scrie nicăieri. Nu există chestiunea asta. Deci, noi suntem întrebați de Consiliul Județean dacă respectiva persoană care este pe lista, care a fost votată și de intern, de membrii din partid, dar și de constanțeni, da? Dacă este membru. Este membru sau nu este membru? Nu este membru. Și atunci, unde este problema din punct de vedere legal? O să spună unii acum, după ce ne-au acuzat că... Dacă n-au acuzat cineva că, vezi, doamne, s-au încălcat diverse legi, dar nu e moral. De ce nu e moral? Avem ceva să-i reproșăm doamnei respective sau de ce nu ar fi moral? Ați
chemat-o înapoi, ați solicitat-o sau, mă rog, cum s-au derulat lucrurile acolo, așa încât următoarea persoană de pe listă, nu, care este de la Bulgaria, să nu acceadă în Consiliul Județean, simplă... pentru că nu vă este dumneavoastră simpatică. Nu, asta este o simplă supoziție, pentru că discuțiile cu Gilda nu sunt de ieri de azi, discuțiile sunt mult mai vechi. În regulă. Dacă persoana care era de la Mangalia este nu vreo este problemă? Nicio problemă? Nu este absolut nicio problemă. De ce să fie o problemă? Vă întreb tot este pentru persoana alunii. De la Mangalia, este președintele, este următorul pe listă, este președintele filialei de la Mangalia și nu știu, în contextul în care noi spunem să nu se întâmple treaba asta, dar cine știe, cine mai oferă viața, se mai eliberează un loc, este următoarea pe listă după Gilda Lazar. Care e problema? Nu înțeleg. Am vrut să o lămurim, da. Deci lucrurile spuneți că sunt în regulă. Tot din comentariile sesizate pe internet și verificate, dumneavoastră nu preluați postările, declarațiile politice, proiectele. De ce râdeți? Că le știți, nu comentariile. Da, doamnei deputat da. Cristina Rizea, de ce? Este o ruptură, nu vă înțelegeți, dânsa nu merită să fie preluată și nu știu. Deci în acest moment există un aparat de comunicare, să spunem așa, al filialei, care se focusează pe elementele de interes principal, să spunem așa. Adică nu neapărat, nu e ca și cum decid eu ce se comunică sau nu. Există oameni care se ocupă de acest aspect. Sincer, este o simplă metaforă că doamna nu este preluată. Nu înțeleg de ce. Adică domnii sunt preluați și doamna nu e preluată. N-am înțeles. Există un... a făcut cineva o sinteză a cum sunt preluați sau de câte ori a fost preluat domnul Remus Negoi? Pe pagina USR Constanța. Așa, pe pagina, pe acolo mă refer. De câte ori a fost preluat domnul Remus Negoi? Nu știu. Nu am văzut chestiile astea. Adică există, nu înțeleg, eu cred că este preluată și doamna Rizea, nu văd unde e problema. Mai verificăm o dată. Da, erau comentarii ale cuiva de la dumneavoastră. Nu cred că sunt de la noi, dar dacă vorbiți de comentarii de genul ăsta, am mai văzut și eu comentarii, sunt pure speculații, sunt oameni, nu le spune neapărat răuvuitor, dar care poate se implică emoțional mai mult decât e cazul în astfel de situații. Și de multe ori nu reușească să vadă sau să discearnă bobul de neghină, ca să spun așa, în anumite contexte. Și cam ce altceva aș mai putea să spun? Sunt că comentarii... Sunteți o familie mare și mare, mică, mă rog, unită? Suntem o familie în care nu e neapărat... e ok să existe, să existe opinii divergente. Dar aceste discuții despre care dumneavoastră, aceste comentarii despre care vorbiți la acest moment, nu sunt făcute de oameni din interiorul partidului. Nu înțeles. Da, deci sunt, poate că unii au fost la un moment dat membrii ai partidului, au decis să meargă pe o altă cale, este alegerea lor, nu le-a pus nimeni pistolul la tâmplă sau cum vreți să spuneți metaforic. Nu i-a gunit nimeni din partid, a fost decizia lor, dacă decid în continuare că e cazul să critique și au găsit că nemesisul lor în viața asta este USR-ul, este alegerea lor, adică încerci pe cât posibil să îi faci să înțeleagă anumite lucruri, dacă nu se poate, nu se poate. În regulă. Domnule Caragheorghe, vă mulțumim pentru aceste declarații și vă așteptăm din nou la un nou interviu în care să vorbim dacă s-a mai rezolvat ceva la spital, dar nu numai, și despre proiecte. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim. Să aveți o zi frumoasă în continuare.